Fermierii mici din Republica Moldova vor beneficia de suport din partea Organizației ONU pentru Alimentație și Agricultură. Actualizarea termenilor de livrare a suportului vine în contextul provocărilor de ordin logistic și comercial din regiune. Agricultorii vor primi semințe de grâu pentru sezonul din toamnă, iar în primăvara anului 2023 vor beneficia de semințe de porumb, floarea soarelui și soia. Pe parcursul anului curent, gospodăriilor mici vor fi acordate nutrețuri pentru animale. Anatolie Fală, secretarul general de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, a declarat pentru portalul de specialitate agrotv.md că prioritate vor avea deținătorii de animale care respectă bunele practici de întreținere a animalelor și sunt înregistrate, adică sunt crotalizate și corespund criteriilor de producător micro conform legii numărul 276 cu privire la subvenționarea în agricultură. Iar semințe vor primi agricultorii care dețin cel puțin un hectar de teren agricol pentru cultura de grâu, porumb, floarea soarelui și soia. Proiectul este în fază de elaborare, iar în prezent Ministerul Agriculturii poartă discuții cu administrația publice locale pentru a fi selectate localitățile cele mai vulnerabile în sectorul agricol. Potrivit Ministerului de Resort, proiectul vine cu o investiție inițială de 500.000 de dolari americani, iar suportul urmează să fie majorat prin colaborare cu alți donatori. În Republica Moldova, conform datelor preliminare, sunt în jur de 32.000 de exploatații agricole, micro, mici și medii.